editate pe 4 albume discografice, editate de casa de discuri Eurostar. A susținut numeroase concerte. Este poetă laureată la Festivalul Internațional și o pictoriță talentată. Dincolo însă de susținută activitate muzicală, Corina Elena Badea este și o personalitate medicală în Tulcea. Medic primar de medicină internă, șef de secție la Spitalul Județean din oraș, ca și mama ei, aceeași profesie, îmbrățișând și fica sa de 26 de ani. Doctor Corina Elena Badea ne oferă cel mai bun exemplu de pasiune și respectarea jurământului lui Hipocrat. S-o întâlnim cu aplauze pe Corina Elena Badea! Bună seara! Pentru că suntem la un spectacol interetnic, nu vreau să vorbesc mult, însă aș vrea să fac o precizare de suflet. Ce înseamnă pentru noi interetnic? De unde? De ce sărbătorim așa ceva? Pentru că în județul nostru și nu numai, fiecare dintre noi își are o rădăcină. Acea rădăcină este ca o nestemată, o inestimabilă eșarfă dăruită vreodată de la familiile noastre. Toți suntem cetățeni români, dar fiecare acolo undeva ne tragem de undeva, adică de la mama noastră. Mama noastră, mama noastră poate ne-a oferit cel mai frumos dar, limba noastră, limba de suflet, limba de mamă, cum ne place nouă să spunem. Acesta este motivul pentru care în seara aceasta doresc să fac un liant, o legătură între etnie, mamele noastre și aș dori să dedic această primă melodie tuturor mamelor noastre, pentru că datorită lor noi sărbătorim serile interetnice la Tulcea.
vă promit că această melodie, al cărei nume este Draga mea mamă, este o melodie ucraineană adusă în atunci de domnul Jean Trofimov, la anul o voi cânta în toate limbile etniilor din județul Tulcea.